Bine ați venit la Politică, Natalia Morari. Noi continuăm să urmărim mersul discuțiilor dintre cei din Blocul Acum și Partidul Socialiștilor Republica Moldova și astăzi discutăm din tâi cu doamna Maia Sandu, președintea PAST și copreședintă Blocul Acum. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine ați găsit! Dar în ultima parte a emisiunii noi discutăm cu doi negociatori care astăzi au participat la dialogul dintre Blocul Acum și PSRM. Este vorba despre Alexandru Slusăr și Gai Quartanian. Asta în ultima parte a emisiunii. Doamna Sandu, bună seara, bine ați venit! Bună seara! Pentru început vreau să vă întreb, să vă propun din tâi să urmărim pe scurt cele mai importante declarații făcute astăzi în cadrul acelui dialog care a avut loc începând cu ora 11, pentru că probabil nu toată lumea a avut posibilitatea ziua să urmărească această întrevedere. Haideți să urmărim pentru început. Foarte clar, am trasat câteva lucruri. Ce vrem noi să auzim oficial de la Partidul Socialiștilor? Renunțarea de la coaliția cu Plahotniuc și expunerea tranșantă a poziției că ei sunt de acord să lupte cu acest regim mafiot. Și aici am constatat noi astăzi și cu ședința, nu e la ședința Consiliului Republican. Iarăși, o chestiune care mi se pare foarte regretabilă este rigiditatea reprezentanților Blocului Acum, atât din partea partidului PAS, cât și DA, referitor la eventuale discuții. Nu ne dorim alegeri anticipate, dar dacă nu mai exista altă soluție, atunci... Ce concesie este gata să facă Blocul Acum? Nu știu dacă noi putem vorbi despre concesie pe acest subiect atât de important pentru societatea Republicii Moldova. Dumneavoastră veți insista în continuare pe tot pachetul pe care, cu care ați venit public. Sunteți gata să examinați ceea ce am propus noi? Dacă da, atunci avem loc de discuții. Dacă nu, atunci noi plecăm acasă. Noi nici până astăzi nu am văzut acele legi care ar putea să vină să fortifice acel demers antioligarhic, așa cum ați promis dumneavoastră în campania electorală, așa cum ați promis dumneavoastră în declarația din 2016. Dacă există opțiunea coaliție cu Partidul Democrat, vrem să clarificăm. Ieri domnul Bătrâncea a spus părerea lui personală. La momentul de față niciun fel de lucru de genul ăsta. Eu apreciez cuvintele dumneavoastră, dar aș vrea să le aud și din gura președintelui partidului și din gura președintelui țării. De ce n-au venit doamna Maia Sandu și domnul... Ok, este suficient. Suntem gata să examinăm și să susținem această agendă. Susținem. Dar avem noi capacitatea împreună cu dumneavoastră să formăm instituții de stat funcționale. Avem noi cu dumneavoastră capacitatea deja nu din poziție de opoziție parlamentară sau extraparlamentară, dar din poziție majorității parlamentare să luăm responsabilitate pentru acest stat. Nu putem să mergem astăzi în vreo, nu știu care, aventură ca fără suport juridic, pentru că de altfel tot ce a fost până acum realizat în același format va fi declarat nu până la urmă. Pentru noi este evident că Blocul Acum nu poate să facă coaliția cu Partidul Socialiștilor. Este absolut clar. Dacă ne întrebați, suntem gata să partajăm ceva? Nu suntem gata să partajăm. Okay. Dumneavoastră insistați pe majorități, pe coaliție. Okay. Pe noi, sincer, ne punem în gardă o asemenea abordare. Pe noi nu trebuie să ne punem în gardă, că dumneavoastră cu 26 de mandate veniți astăzi. Ați avut o istorie de colaborare cu Plahotniuc și Partidul Democrat de 10 ani de zile. Absolut toată lumea, din frunga... Eu vorbesc de dumneavoastră personal. În 2013 am încercat colegii voștri, Maia Sandu, când era la domnul Filat, au încercat cu PCRM. Coaliții nu a existat. A existat situativ. Unii a ajuns Filat, noi știm. Ce a făcut Maia Sandu mai departe, unde este Plahotniuc, noi toți... Domnul Ceba, nu-i problemă că nu a fost hârtie. Problema că cineva nu a vrut să meargă. Stimată domn. Nu a avut voință politică pe proiectul de lege. Ceea ce voi ați înaintat, o mare parte, cu excepția la două proiecte de legi, sau sunt cele care dizbină societatea și categoric nu pot fi discutate. Vorbim aici de aspectele NATO. Nu există nicio lege legată de NATO. Nu, acolo neutralitatea, statut de... Neutralitatea este transcrisă în Constituție. Este în Constituție, dar păi atunci... Punctual, la ce vă referiți atunci când spuneți? Atunci când la ce vă referiți? Mă, vă întreb pe dumneavoastră referitor la blocul de lege. Dacă oamenii sunt ei serioși, eu cred că era suficient să vă uitați măcar peste ele ca să știți despre ce vorbim acum. Nu le-ați înregistrat proiectele este. Noi prima dată le vedem. Nu înseamnă a registra, a deplasat. Le-am transmis în spațiu public. Noi suntem gata să susținem un guvern care a venit din partea locului acum, cu excepția
celor două ministere care ar trebui să fortifice capacitățile instituției prezidențiale și evident pentru că suntem formațiunea care sunt a acumulat mai multe voturi în acest sens, insistent pe funcția de speaker. Nouă ni se pare că acest lucru este și just și corect. La acest nivel de încredere zero, să ne puneți pe noi în situația de a vă oferi poziția de speaker, neavând nicio certitudine că vor fi sau nu vor fi votate aceste proiecte de legi foarte importante pentru noi, dar mai ales pentru țară, ne puneți într-o situație foarte incomodă. Ce aici propuneți dumneavoastră ca Partidul Socialiștilor să intre în război împreună cu dumneavoastră, într-un război cum ați numit dumneavoastră pe viață și pe moarte, așa, fără a dispune nici măcar de un instrument de apărare. El să rămână la ușa cortului. Dumneavoastră îl puneți să dea îmbrazură. Noi nu vorbim de părțirea pârghiilor. Noi vorbim de responsabilități politice. Procuror independent, șeful CNR este în concurs. Speaker Andrei Năstase, guvernul minoritar Maia Sandu, 7 proiecte și incertitudini. Voi ați spus că nu acceptați chestia asta. Asta nu. Că nu acceptați. Noi nu acceptăm coaliția majoritară cu voi. Lucrurile, de exemplu, lucrurile sunt clarificate. Desigur că noi o să ne consultăm cu colegii. Avem, avem ce discuta mai departe? Voi decideți, avem, după mine... Cred că v-ați făcut anumite concluzii despre mersul discuției de astăzi. Vreau să vă întreb, doamna Sandu, ce concluzii ați făcut? PSRM își dorește o eventuală colaborare cu blocul acum în privința agendei dumneavoastră, agendei lor, sau totuși merg spre alegerile anticipate? Cred sau coaliție cu PDM? Cred că trebuie de start să clarificăm că blocul acum are un program sau o viziune pentru Republica Moldova. Partidul Socialiștilor are cu totul altă viziune pentru Republica Moldova. Probabil sunt și anumite lucruri, că toată lumea spune că vrea să crească pensiile și salariile pentru cetățeni, doar că blocul acum vrea ca cetățenii din Republica Moldova să trăiască ca în țările europene, să aibă salarii și pensii ca în țările europene, să aibă libertăți apărate de către stat și respectate de către stat ca în țările europene. Socialiștii știm foarte bine, vor ca cetățenii Republicii Moldova să trăiască după modelul rusesc. Să fie foarte clar, diferențele sunt majore și nu putem să discutăm despre o coaliție. Noi nu discutăm despre coaliție. Singurul lucru, și-au spus o eventuală colaborare. Singurul lucru pe care noi încercăm să îl verificăm, să testăm dacă există interes din partea socialiștilor pentru scoaterea țării din captivitate, pentru scoaterea statului din captivitate, pentru eliberarea instituțiilor, pentru scăparea țării de sub jugul acestui regim. Ăsta este singurul lucru pe care suntem deschiși să-l considerăm. Pentru că având un număr suficient de mandate, putem să procedem la acest proces de dezoligarhizare. Ceea ce propunem noi este dezoligarhizare în doi pași și e la latitudinea lor să aleagă dacă susțin doar primul pas sau dacă vor să treacă și la al doilea pas. Primul pas înseamnă să adoptăm un șir de legi despre care s-a vorbit și poate trebuie să venim cu mai multe detalii tehnice pentru cei care nu le-au înțeles sau care le critică. Noi putem să explicăm fiecare acțiune în parte, cum eliberăm procuratura din captivitate, cum eliberăm din captivitate Centrul Național Anticorupție, cum eliberăm din captivitate Comisia Electorală Centrală și așa mai departe. Dar la prima etapă pe care o propunem noi, ar urma să se adopte un șir de legi cu voturile celor din acum și cu voturile celor din fracțiunea PSRM pentru ca să realizăm această primă etapă, care este un pas important. Nu ar însemna eliberarea totală a instituțiilor, pentru că un șir de instituții se află în subordinea guvernului și pentru a elibera total țara din captivitate ar trebui să se ajungă și la subiectul, la discuția pe executiv. Dar, cel puțin, pe primul pas, putem să realizăm lucrurile în Parlament. După care, putem să discutăm ideea guvernului minoritar, așa cum am sugerat-o noi, un guvern temporar care să curățe sistemul până la capăt. Deci este clar pentru toată lumea că nu venim să oferim un guvern pentru 4 ani de zile, pentru că e clar că programul nostru și programul socialiștilor sunt lucruri incompatibile. Deci nu putem să le punem împreună și nu putem să
facem noi ce am promis alegătorilor și ei ce au promis alegătorilor. Dar un singur lucru pe care ei tot l-au promis, dar pentru care nu vedem angajament, și anume eliberarea țării din strânsoarea acestui regim, ca mai târziu să putem să mergem și să le oferim cetățenilor alegerea. Ei să aleagă dacă vor să meargă după modelul european sau dacă vor să meargă după modelul Kremlinului. Dar să aleagă liber ei, nu constrânși de un regim, așa cum s-a întâmplat până acum și cum am văzut la aceste alegeri. Doamna Sandu, oferta blocului acum este clară, pentru că în primul rând ea a fost prezentată mai devreme. Nu știu dacă la toată lumea este clară, pentru că este foarte multă speculație. Dar sunt multe semne de întrebare și eu voi încerca să le ridic astăzi, fix cum eu ieri am fost avocată diavolului în misiune cu Vlad Bătrânce, astăzi voi încerca să fiu avocată diavolului în misiune cu dumneavoastră. Deci sunt aici mai multe semne de întrebare. Ele au fost ridicate și de către președintele Igor Dodon alaltă ieri la un post de televiziune, ieri de către Vlad Bătrânce la emisiune la noi și astăzi în cadrul discuției dintre cei din blocul Acum și PSRM. Deci cei din PSRM zic următorul lucru. Noi suntem gata să analizăm pachetul de legi, cu excepția unei singuri legi, legea Magnitsky, ați auzit acest lucru. Doar că, spun ei, pentru asta, ca să se reușească să mergem, să votăm aceste legi, e nevoie cel puțin de votarea speakerului Parlamentului, așa încât organele de conducere ale Parlamentului să devină funcționale, plus, spun ei, îi citesc, o parte din acele proiecte de legi pe care le-ați înaintat necesită un aviz din partea guvernului. Nu este adevărat. Noi am venit cu legi care pot fi adoptate de către Parlament. Ei spun despre sistemul mix și despre legile miliardului, pentru că aici este vorba despre banii publici, guvernului. Legile pe care trebuie să le avizeze guvernul presupun costuri. Legile pe care le-am propus noi nu implică costuri și respectiv guvernul nu trebuie să vină cu schimbarea sistemului electoral și organizarea în alegerilor în bază unui nou sistem sau celui vechi sistem nu înseamnă schimbarea cheltuielilor din partea guvernului? Alegerile reprezintă costuri și în cadrul sistemului mixt, sunt costuri mai mari, inclusiv pentru stat, ca să organizeze aceste alegeri și puteți să verificați la alegerile din 2014, da, și alegerile din 2019, să vedeți care au fost diferențele sau cel puțin articolele de cheltuieli, deci nu bugetul pentru alegerile. Deci insistați că aici, în cazul acestei legi, nu e nevoie de avizul guvernului? Eu insist că pe majoritatea legilor, mă rog, aici poate ar trebui să verific, dar chiar și aici sunt sigură că costurile sunt mai mici pentru alegerile, pentru organizarea alegerilor în cadrul sistemului proporțional decât pentru organizarea alegerilor în cadrul sistemului uninominal. Pentru că acesta este mult mai sofisticat și presupune mult mai multe lucruri. Dar, e adevărat că aici costurile sunt mai mici, asta este clar, dar pentru, nu este clar, e nevoie sau nu de avizul guvernului pentru că acest proiect devine lege. Dar dincolo de asta, deci mă rog, putem să verificăm, părerea mea este că nu e nevoie de avizul guvernului, dar putem să întrebăm câțiva juriști ca să știm răspunsul exact. Legea miliardului este una pe care au propus-o ei. Deci ea poate fi adoptată mai târziu. Legile pe care le-am propus noi nu necesită avizul guvernului. Noi am venit strict cu legi care pot fi aprobate în Parlament. Deci propunerea noastră este fezabilă și faptul că ei vin cu... deci inventează asemenea justificări, demonstrează că nu există angajament. Și aici cred că trebuie să venim. Cea mai mare problemă este că acești oameni, chiar dacă în campanie electorală au tot făcut promisiuni că vor lupta cu regimul, împotriva regimului, vedem că acum nu spun foarte clar, nu spun deloc. Nu vorbesc deloc despre angajamentul lor, despre angajamentul lor public de a începe acest război cu regimul oligarhic. Asta este problema principală. Da. Eu personal le pun aceste întrebări atunci când ei vin. Ei o lună și jumătate nu preveneau la postul nostru de televiziune, în sfârșit ieri au ieșit în public. Deci și mai târziu discutăm și cu Gai Kvartanian din partea lor, la fel ca și cu Alexandru Slusar. Dar totuși, ceea ce ei insistă pe faptul că în primul rând e nevoie de organe de conducere ale Parlamentului să fie funcționale. Ceea ce înseamnă votarea unui speaker. Iată aici. Blocul Acum insistă că speakerul Parlamentului să vină din partea blocului Acum și mai departe, dacă se ajunge la formarea unui guvern pe o perioadă de 3 luni, 6 luni, asta deja noi nu avem cum să știm,
și candidatura de prim-ministru trebuie să vină din partea blocului acum. Acum vă rog să vă puneți în locul lor, celor care au luat 35 de mandate în Parlament și dumneavoastră ați luat 26 mandate în Parlament. E normal, este din punctul lor de vedere, că trebuie să dea să le luăm pe și, și funcție de speaker al Parlamentului și funcție de prim-ministru. Haideți să le luăm pe etape. Deci primul lucru este alegerea președintelui Parlamentului cu scopul de a adopta aceste legi care ar elibera statul din captivitate. Noi, cei din blocul acum, am făcut dovadă că suntem împotriva regimului, că ne luptăm cu regimul în stradă și nu doar de ani de zile. Ei, până acum, au făcut jocul regimului. Ei au ajutat regimul să-și consolideze puterea prin faptul că au susținut legea sistemului electoral mixt. Nu mai e secret pentru nimeni, toată lumea a putut să se convingă că această lege a avantajat anume Partidul Democrat. În defavoarea noastră, care am luat mai multe voturi decât Partidul Democrat, dar avem mai puține mandate decât Partidul Democrat, e clar că acest sistem a fost și în defavoarea Partidului Socialiștilor. Deci aici avem o dovadă clară că votul socialiștilor a ajutat regimul. 2. Dodon a fost cel care a numit în funcție, în acești ani, judecători corupți, care au fost sugerați de către Plahotniuc, de către regimul lui. Nu am văzut acolo nicio încercare de curățare a sistemului sau de promovarea oamenilor onești și independenți. Promulgarea legii cu privire la amnistia capitalului, promulgarea legii cu privire la vinderea cetățeniei, ceea ce au făcut ei împreună pentru a deporta, expulza profesorii turci, legea care a venit să-i permită lui Șor să-și deschidă benzinării în, la Hotar și așa mai departe. Deci există un șir de dovezi care vorbesc că în timp ce noi luptam împotriva regimului, în timp ce oamenii noștri erau închiși și sunt în continuare băgați la pușcărie, oamenii sunt dați afară de, din funcții și așa mai departe, lucrurile astea dar nu s-au întâmplat toată cu socialiștii. Lumea asta știe, domnul noi suntem, deci ceea ce încerc eu să spun, că noi, la acest punct de unde pornim, în aceste discuții, suntem cei credibili că vrem să dăm jos regimul. Ei nu sunt credibili, deci ei sunt cei care trebuie să facă primul pas corect ca să-și demonstreze angajamentul dincolo de vorbe. Ei nici prin vorbe dacă nu au făcut Sandu, acest angajament. Dar nu credeți că atunci când din start și eu înțeleg argumentele noastre, pentru că într-adevăr noi aici în multe, multe emisiuni tot anul trecut și în 2017 am discutat despre mai multe dovezi că există o anumită înțelegere. Dar nu vă pare că acum, în cazul în care vă adresați la ei sau ei la dumneavoastră și vorbiți despre o eventuală colaborare. Eu nu numesc asta în niciun caz coaliție. Colaborare, aveți câteva proiecte care ar conveni și intereselor dumneavoastră și intereselor lor, dacă ei spun că într-adevăr luptă cu oligarhii. Atunci când vă așezați să negociați, să discutați, totuși trebuie să existe o anumită deschidere unii față de alții și o anumită deschidere către, știi, de a face un pas înapoi. Pentru că dumneavoastră spuneți că sunteți cei mai credibili ca să demonstrați că puteți lupta mai departe. De acord, de exemplu, luați funcție de speaker al Parlamentului, dar dumneavoastră insistați mai departe și pe funcție de haideți, prim-ministru. Haideți să discutăm toate la deci, rând. Deci, cât de, da, primul cât, lucru... Cât de, credeți că asta este o poziție bună pentru negocieri haideți, cu... Haideți, un... Noi discutăm prima etapă acum. Bine. Deci am zis, prima etapă, primul lucru pe care trebuie să-l facă ei, să facă angajament clar în fața tuturor că ei sunt gata să lupte cu regimul oligarhic. Până acum n-au făcut. Au vorbit despre toate lucrurile de pe pământ, dar au evitat să spună foarte clar că lupta împotriva corupției a sistemului oligarhic este o prioritate pentru ei. Nu au spus asta. Nu au spus foarte clar despre planurile lor, despre o eventuală coaliție cu Partidul Democrat. Au zis că acum nu discută, dar nu au spus foarte clar că se exclude asemenea posibilitate. Să spună foarte clar aceste lucruri. După care, dincolo de angajamentul public, să facă prima dovadă. Prima dovadă este să sprijine candidatul blocului acum la funcția de președinte al Parlamentului. Asta ar fi prima dovadă că ei sunt serioși în acest angajament pe care îl fac. A doua dovadă și cea mai importantă este ca să se voteze toate legile despre care am vorbit. Acum, în momentul în care s-au votat toate aceste legi, avem o altă situație. Ei au făcut această dovadă, regimul este mai, cum să zic eu, mult mai slab, mult mai slab după ce se votează aceste legi și atunci ei au de ales.
dacă vor să meargă în alegeri, pentru că ei au spus și azi că merg în alegeri anticipate, că asta este o opțiune pentru ei. În cazul în care nu se înțeleg cu voi. Exact. Ei spun că asta este o opțiune pentru ei. Acum e o opțiune mult mai bună să meargă pentru toată lumea, să meargă în alegeri anticipate după ce au eliberat Procuratura, CNA-ul și alte instituții din captivitate și am mai reușit să schimbăm sistemul electoral, sau să mergem la etapa a doua de curățare a sistemului. Etapa a doua presupune un guvern. Și da, noi spunem că noi suntem cei mai indicați să facem acest guvern, suntem credibili în exterior ca să putem să restabilim finanțarea externă, pentru că nu e deloc simplu, deci nu lași toate problemele deoparte și te ocupi numai de curățare. Oamenii trebuie să-și primească salariile și pensiile, deci trebuie să se rezolve problemele curente și în același timp să se facă curățarea instituțiilor care se află în subordinea guvernului deja. Ei sunt cu mâna pe butonul roșu, dacă vreți, în momentul în care consideră că instituțiile sunt suficient de s-au eliberat, sunt suficient de independente și se poate conta pe niște alegeri libere și corecte, atunci ei declanșează acest proces. Dar primul lucru pe care trebuie să-l facă și sunt două etape. Am parcurs prima etapă și după aia putem să discutăm despre a doua etapă. Eu continuu să vă întreb. Deci a doua etapă oricum presupune un candidat la funcție de prim-ministru din partea blocului acum. Da, asta este oferta noastră. Asta este atunci, soluția iarăși, vă încercăm să fiu avocată diavolului. Deci, ceea ce ați spus dumneavoastră sună foarte logic. Dar iarăși încercăm să ne punem în locul socialiștilor, cu care acum discutați. Nu negociați, deocamdată doar discutați. Cum credeți? Asta e, nu sună cam ciudat când o formațiune politică, un bloc politic format din două fracțiuni care are 26 de mandate, se insiste și pe funcție de speaker al Parlamentului și pe funcție de prim-ministru. Și din ceea ce am înțeles eu astăzi din discuții și din declarațiile anterioare, nu este vorba doar despre funcție de prim-ministru, este vorba despre guvern minoritar. Deci acolo socialiștilor nu li este locul. Deci un partid care are mai multe mandate, cu 9 mandate mai mult, cum ar trebui să se simte? Deci ei tot trebuie cumva să fie convinși. Ei cum ar trebui să se simte, vă dau și asta, și asta și ei unde rămân? Nu ne dau nimic, pentru că, cum spuneam, acesta este un guvern temporar, fără sprijin majoritar în Parlament, care nu poate să conteze pe legile pe care ar vrea să le promoveze. Nu este o soluție sau nu este o soluție ideală pentru nimeni. Haideți să vedem care sunt celelalte opțiuni. Pentru Partidul Socialiștilor, de exemplu. Dacă nu este acceptabilă această opțiune, nici prima etapă din opțiunea pe care o propunem noi, pentru că asta spun, opțiunea noastră este din doi pași. Poți să mergi doar pe primul pas, să te oprești aici, dacă mai departe lucrurile nu îți convin, sau putem să discutăm al doilea pas. Poate chiar acolo putem să introducem niște modificări. Dacă ei insistă pe primul pas, spun, noi suntem de acord să semnăm orice angajament că noi votăm aceste proiecte de lege și așa mai departe, doar că funcția de speaker al Parlamentului să fie din partea PSRM-ului. Nu credem în semnături. Ei nu sunt în situația în care să-i putem crede, pentru că ce au făcut până acum, au participat cu regimul în acele jocuri. Ei trebuie să nu doar să semneze niște angajamente, ei trebuie să voteze speakerul, după care legile. Dar, cum spuneam, care sunt opțiunile lor? Deci asta este opțiunea pe care o propunem noi. Altă opțiune este să nu accepte nimic, să declanșeze alegeri anticipate, să mergem în alegeri anticipate în condițiile actuale, care evident nu vor conduce la alegeri libere și corecte, dimpotrivă, s-ar putea să fie și mai puțin libere și mai puțin corecte decât în 24 februarie și prin asta îi avantajează doar pe cei din Partidul Democrat. Altă opțiune este să facă coaliție cu Partidul Democrat și o să înceteze să existe așa cum au încetat să existe toate celelalte partide care au făcut coaliție cu Partidul Democrat. Ceea ce propunem noi propunem eliberarea țării așa încât oamenii să decidă dacă vor să-i voteze pe ei la guvernare sau dacă vor să ne voteze pe noi la guvernare, eventual după ce am curățat sistemul. Deci opțiunile nu sunt bune. Nici pentru noi opțiunile nu sunt bune, pentru că noi ne asumăm niște riscuri enorme. Indiferent dacă mergem doar pe primul pas, dacă mergem și pasul al doilea și ne asumăm guvernul minoritar. Și pentru noi riscurile sunt foarte mari și opțiunea nu este foarte bună. Dar nu sunt opțiuni foarte bune în această situație. De aceea, mergem pe prima etapă, votăm aceste legi. Momentul în care regimul începe să pice, mai multe lucruri se vor transforma. Și atunci putem să revenim la discuția pe al doilea pas și să vedem dacă acolo mai e ceva de schimbat. Dar vreau să fie foarte clar.
Orice discuție nu este pentru o guvernare comună, pentru că programele noastre, viziunile noastre pentru Republica Moldova sunt total diferite. Ceea ce ne propunem noi este inclusiv un guvern de curățare a sistemului, care va fi un guvern temporar, după format care doar de blocul se... acum? Sau inclusiv asta, puteți negocia asta cu cei din PSRM? Asta este opțiunea noastră pentru a doua etapă. Și ei sunt liberi să aleagă, cum am zis, sau doar prima etapă, sau și a doua. Dar prima etapă e suficient de importantă ca să dai o lovitură puternică regimului, chiar dacă nu mergi pe a doua etapă cu guvernul minoritar. Prima etapă este suficient de importantă și eu chiar nu înțeleg cum oamenii pot să, să nu accepte sau să dea cu piciorul unei oportunități de a elibera țara de sub jugul acestui regim. Doamna Sandu, continuăm să discutăm după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți că noi revenim foarte repede. Continuăm să discutăm cu doamna Maia Sandu, președinta PAS și copreședinta blocului acum. Doamna Sandu, noi mult am vorbit despre poziția dumneavoastră și condițiile noastre pentru eventuale negocieri și așa mai departe. Eu cred că aici este tot clar. Puțin se vorbește despre Partidul Democrat. De ce mai fac ei acum? Cum credeți? Atât în timp ce urmăresc aceste discuții dintre acum și PSRM? Ei tac și fac. Ei pun presiuni enorme și hărțuiesc toți activiștii noștri după aceste alegeri, acolo unde oamenii au făcut campanie deschis, pentru că mai multă lume a făcut campanie fără să se afișeze, dar acolo unde au fost oameni îndrăzneți și s-au implicat activ în campanie, e o teroare groaznică. Oamenii sunt dați afară din funcții, inclusiv așa li se spune. De exemplu, la Telenești, oamenilor li s-a spus, te-ai implicat în campanie pentru blocul acum, scrie cerere de eliberare. Oamenilor li se deschid dosare penale, sunt amenințați că vor fi arestați. Deci e o teroare groaznică, cu asta se ocupă regimul. Aveți aceste informații din câte raioane? Asta am din toate raioanele în care am reușit să ajung și în care nu am reușit, ne sună oamenii și ne spun. Deci e o presiune enormă, cu asta se ocupă regimul. În timp ce socialiștii stau și se gândesc dacă vor să intre, dacă au un pic de curaj să voteze o lege sau două, oamenii acolo suferă. Și, din păcate, suferă doar oamenii noștri, suferă doar cei de la blocul acum, pentru că în raport cu socialiștii nu se întâmplă nimic. Mai mult decât atât, astăzi am văzut că în Raionul Fălești a fost un vot al socialiștilor și al democraților în raion pentru nou președinte democrat. Deci, ca să înțelegeți cum stau lucrurile. Cineva face niște jocuri aici la Chișinău, dar acolo, în realitate, lucrurile stau altfel. Se împacă, oamenii noștri, în schimb, sunt maltratați. De curând, astăzi chiar, ne-a transmis cineva o informație din interiorul sistemului că PD-ul îmi pregătește mie o provocare să mă acuze iarăși de niște transferuri care obscure, care să vină la noi pe cont, ceva de tipul cum s-a întâmplat în alegerile prezidențiale. Deci cu asta se ocupă Partidul Democrat, cu ceea ce știi mai bine, să hărțuiască oamenii, să-i nenorocească pe toți, să-i sperie pe toți, probabil se pregătește de campanie. Probabil ați văzut ce a declarat astăzi prim-ministrul interimar Pavel Filip pentru tribună.media. Dacă vor avea loc alegeri parlamentare anticipate, ele trebuie să se desfășoare așa cum au votat cetățenii țării la referendumul consultativ din 24 februarie, adică să fie aleși 61 de deputați, nu 101. Amintesc că aproximativ 2-3 de legători s-au pronunțat la referendum pentru reducerea numărului de parlamentari. Ce spuneți la asta? Noi spunem că pentru asta trebuie convocată ședința Parlamentului și noi am cerut să se convoace ședința Parlamentului și să discute lucrurile acolo în Parlament. Să nu ne spună de la televizor că se va schimba numărul de deputați fără ca acest lucru să fie votat în Parlament. Sau poate Curtea Constituțională să vină iarăși cu vreo invenție și o să spună că se poate să se întâmple asta și fără vot în Parlament. Deci nu e serios ce a spus el, atât timp cât Parlamentul este paralizat și nu funcționează, nu se discută nimic și nu se aprobă în Parlament.
Parlament, nu are cum acest lucru să se întâmple. Dar, doamnă Sandu, acum, potrivit dumneavoastră, cred că analizați toate scenariile posibile. Totuși, care este cel mai probabil scenariu pentru viitorul apropiat? Alegeri anticipate, concomitent cu cele locale, sau întinderea acestui proces de întâlniri, negocieri, pe urmă vor urma poate discuții cu PDM-ul. Deci, ce urmează? Pe ce ați, nu știu, pe care dintre scenarii vă bazați acum cel mai mult? Nu m-a pus să fac pronosticuri aici, asta este sarcina sau munca experților. E clar că PD-ul va încerca să isterizeze societatea și asta face, să dea vina pe toți din jurul lor, dar vedeți că ceva nu se prinde acolo, pentru că ei care sunt atât de eficienți și atât de repede rezolvă toate problemele, a trecut ceva timp și cumva nu au reușit să rezolve atât de repede cum au promis că va fi coaliție, va fi totul bine și frumos. E greu de spus, dar pericolele sunt foarte mari. Noi încercăm să facem tot ce ne stă în putere și noi credem că principalul lucru pe agenda trebuie să fie dezmembrarea acestui regim. Asta este singura șansă pentru Republica Moldova. Și nu exagerăm, pentru că dacă regimul va rămâne și se va consolida peste 4 ani de zile sau peste 2 ani de zile, s-ar putea întâmpla să fie și mai grav. Dar oamenii deja nu mai suportă ce se întâmplă, oamenii pleacă. Iarăși după aceste alegeri, dezamăgiți de acest rezultat, dezamăgiți de fraudele care s-au întâmplat în alegeri, oamenii pleacă și asta este cel mai grav, pentru că țara asta rămâne fără oameni și nu poți să faci mare lucru. Da, socialiștii, ce își doresc cel mai mult potrivit dumneavoastră? Nu este clar, dar declarațiile lor sunt foarte evazive, nu am auzit să spună lucrurilor pe nume, vorbesc câte în lună și în stele, dar nu vorbesc la subiect. Eu cred că lor le este frică să meargă în această luptă împotriva regimului, pentru că sunt parte, pentru că au făcut jocurile acestui regim, pentru că sunt vulnerabili și, respectiv, cred că de asta nu spun tranșant că da, regimul este o problemă și da, noi suntem determinați să luptăm cu acest regim. Dumneavoastră, sunteți mulțumiți de felul cum astăzi au negociat domnii Suser și Popșoi din partea blocului acum, pentru că mai mulți experți au constatat că ei au venit mai puțin pregătiți la acest... Ei nu au mers să negocieze nimic, ei au mers să transmită niște mesaje și să afle niște răspunsuri. Răspunsurile nu au fost, răspunsurile au fost la fel de evazive ca și până acum, chiar dacă a fost prima dată când s-au așezat la masă. Răspunsurile au rămas evazive, vrem să discutăm și despre asta și despre asta, despre 300 de inițiative, de parcă asta e problema acum. Problema este scăpăm de regim și după aia voi mergeți și încercați să implementați programul vostru, noi încercăm să convingem oamenii că programul nostru este mai potrivit pentru Republica Moldova, sau ne facem că plouă și lăsăm regimul să meargă cu tancul, cu șenilele peste toți oamenii din această țară. Dacă nu au curaj să spună deschis, să nu facă jocurile în fața propriilor alegători și în fața tuturor cetățenilor. Doamna Sandu, acum, deja după ce a trecut cât mai mult de o săptămână, crezi că ați procedat corect când nu i-ați dat mâna președintelui Grododon? Eu nu înțeleg în general discuțiile la subiectul ăsta. Eu cred că în loc să se discute pe conținut, se discută pe chichițe de tipul ăsta. Eu m-am salutat cu bună ziua și eu cred că e o fățărnicie să-i strângi mâna omului atunci când nu vrei să-i strângi. Eu cred că este suficient să te saluți așa cum te saluți cu majoritatea oamenilor și fără să faci ceva ce nu trebuie să faci. Eu m-am salutat așa cum am simțit și nu cred că merită atâta discuție acest subiect. Și nu o să intru în detalii de ce nu am simțit că vreau să-i strâng mâna. Eu cred că mai multă lume înțelege. Am înțeles răspunsul dumneavoastră. Încă o chestie care pe mine personal foarte mult mă interesează, dar am discutat și cu mai mulți experți. Mulți s-au întrebat de ce totuși blocul acum a refuzat să vină la întrevedere cu președintele Igor Dodon atunci când acolo au fost prezenți liderii PSRM și PDM, inclusiv Vlad Plahotniuc. Mulți spuneau că locul acum putea liber să vină și să facă acolo un... Eu nu vreau să folosesc cuvântul show politic, pentru că nu-mi place cuvântul show, dar totuși să facă o acțiune de protest foarte frumos. Să vină să spună, domnul președinte, noi suntem gata să discutăm cu toți, în afară de oligarhul care a capturat statul. Dar asta să fie tot filmat, făcut live pe Facebook. De ce n-ați procedat așa? Noi asta am spus-o de nenumărate ori și nu cred că un spectacol ar fi dat mai multă greutate
angajamentului nostru sau declarațiilor noastre, angajamentului nostru de a lupta împotriva regimului. Noi nu suntem exact oamenii spectacolului. Pur și simplu, unii au interpretat asta așa, întrucât cum vă este frică să vă confruntați direct cu Vaclav Holiuc? Nu este sila să mergem la întâlniri cu el. Bine, acum pentru că avem foarte puțin timp, deja trebuie să intre în studio Alexandru Sulser cu Gaia Covărtănean, vreau să vă întreb totuși, mesajul dumneavoastră pentru, acum nu vă rog să dați câte un mesaj către conducerea PSRM-ului sau membrii blocului acum, către alegători, atât ce puteți să le spuneți alegătorilor, analizând mersul acestor discuții timp de o lună și nu știu câte de după alegeri? Noi suntem determinați să găsim, să căutăm toate soluțiile și avem o soluție pentru a porni această luptă împotriva regimului, dar 26 de mandate nu este suficient. Trebuie să se mai găsească și alți oameni responsabili în acest Parlament, cărora să nu le fie frică. Mai e nevoie încă de 25 de oameni cărora să nu le fie frică să pornească în această luptă care este una dificilă. Trebuie să recunoaștem asta. Igor Dodon, potrivit dumneavoastră, în situația dată, este un președinte liber sau totuși el depinde fie de Plahotniuc, fie de Ruș? Depinde de ambii, și de unii și de alții. Depinde de ambii și dovada este că în acești 2 ani de zile cât a fost în funcție sau mai mult de 2 ani de zile deja, nu a făcut nimic ca să lupte împotriva regimului. Deci nu vreau să amintesc angajamentele pe care le-a făcut și acuzațiile care le-a făcut, a zis că el e mai potrivit să lupte împotriva regimului oligarhic. Unde-s dovezile? Anumite judecători corupți a promulgat legile clanului mafiot. Și ultima, ușa pentru cei din PSRM rămâne deschisă? Noi discutăm în continuare dacă ei fac angajament public că sunt gata să adopte aceste legi și alte legi care țin de dezoligarhizare, nu altceva, că noi tot avem 1 milion de alte inițiative sociale și de alt ordin. Noi vorbim acum de scoaterea regimului. Dacă putem să discutăm strict, să ne facem o prioritate, prioritatea zero pentru toți, că asta este prioritatea pentru toți cetățenii. Problemele sociale se pot rezolva doar când se termină regimul. Problemele de infrastructură se pot rezolva doar atunci când scăpăm de regim. Asta este prioritatea zero, să declare că asta este prioritatea zero, să declare că nu consideră nici pe viitor să facă o coaliție cu Partidul Democrat și să facă primul pas ca dovadă reală acestui angajament să voteze speakerul și legile. Eu mulțumesc, doamna Sandu. Urmează să discutăm cu cei care au participat astăzi la aceste discuții. Reprezentantul blocului acum, Alexandru Sulser, și reprezentantul PSRM, Gai Covărtănean. Eu mulțumesc foarte mult pentru această discuție și ne vedem, cred că, în curând, dacă lucrurile se vor schimba rapid. Rămâneți cu noi, revenim după o scurtă pauză de publicitate și continuăm. Continuăm ultima parte cu cei care astăzi au participat la dialogul dintre blocul acum și PSRM. Este vorba despre Alexandru Sulser, vicepreședintele Partidului Platforma DA și reprezentantul blocului acum, și Gai Covărtănean, deputat din partea PSRM, cel care a reprezentat inclusiv PSRM-ul astăzi la acest dialog. În primul rând vreau să vă spun părerea mea personală. Eu am rămas surprinsă că această întâlnire astăzi a avut loc. Plăcut sau neplăcut? Surprinsă. Plăcut, pentru că mie îmi pare că, în general, orice dialog, bun, rău, face parte din cultura politică normală. Deci trebuie de dialogat și trântitul ușilor, asta nu este o practică normală. De ce? Eu am rămas plăcut surprinsă pentru că ieri, după mai multe discuții, și inclusiv discuția cu Vlad Bătrânce și cu dumneavoastră prin telefon, am simțit că nu există șanse. V-ați întâlnit. Care sunt impresiile dumneavoastră pentru început de la această întâlnire de azi, domnule Sulser? Noi am făcut verificarea pozițiilor. În mare parte, așteptările mele s-au confirmat. Noi, care au fost acestea? Încă o dată am constatat că suntem două partide absolut diferite. Noi avem alte viziuni, multe alte abordări în diferite domeniile, în diferite aspecte. Pentru mine era absolut clar că noi nu putem face coaliția cu Partidul Socialiștilor. Lucru la care insistau dânșii. Pe de altă parte,
Și unii și alții au venit în campania electorală cu anumite promisiuni, cu anumite angajamente comune. Eu probabil că spun a 10 oară aceste lucruri, dar trebuie de spus. Lupta împotriva oligarhilor, pornită încă din 2016 și tot așteptăm să le vedem șurșelele. Și iată, acum așa a vrut domnia sa alegătorul că aceste două partide au împreună 61 mandate. Nu le putem valorifica aceste mandate pentru coaliția. Nu le putem. Noi suntem diferiți. Asta e evident pentru mine. Dar anumite lucruri le putem face comun. Și din punctul meu de vedere, cei care doresc să facă ceva și ei caută motive. Cei care nu vor, caută justificări. Iată, azi noi am avut această verificare de poziții. Noi am venit cu abordarea noastră, am spus cum vedem noi foaia de parcurs și care este prioritatea noastră, de la care noi n-am deviat nici cu un milimetru, de oligarhizarea țării. Dacă Partidul Socialiștilor vede că aceste lucrurile comune noi le putem cumva realiza împreună, această durată, cât ea o să fie, 2, 3, 4 luni, haideți să discutăm principial, punctual și să reșim din asta, să le discutăm și celelalte probleme ce țin de tehnica legislativă, funcțiile. Am înțeles. Dacă nu, dacă se insistă doar pe coaliție, desigur că mai departe acest dialog va fi unul... Eu cred că în detaliu noi intrăm pe parcurs. Vreau să aflu și impresia domnului Vartanian despre întâlnirea de astăzi. Da. Ce ați simțit? În primul rând, eu aș vrea să cer scuze de la telespectatorii noștri, că eu nu vorbesc limba de stat foarte, foarte bine și ca să fiu precis în formulare, aș vrea să vorbesc în limba rusă. Dacă, noi suntem dacă o televiziune deschisă către tot scuze, și nu facem discriminare. Во-первых, действительно, как сказал господин Слусар, и как вы сказали, тот факт, что впервые за сколько, за 25, за все годы независимости, две крупнейшие оппозиционные силы смогли, несмотря на то, что у них большие идеологические разногласия, сесть за стол переговоров не на баррикадах, как мы протестовали в 2015 году, а сесть за стол переговоров, чтобы что-то созидать, а не просто протестовать, да? Это хорошее дело. Господин Слуцкий сказал, что действительно мы пришли, чтобы наладить диалог. И вот в этом отношении у нас есть некоторый резерв в отношении того, как все-таки, ну, что предвещало этому диалогу. Потому что мы со второго дня после выборов приглашали, в том числе и Блокакум, по-разному мы приглашали, потом президент приглашал, потом... Ну, мы сейчас историю приглашения не будем рассматривать. Несколько моментов, которые действительно, ну, к сожалению, не до конца произошли так, как мы думали должно было бы произойти. Ну, во-первых, мы так и не поняли, почему не пришли лидеры. Я не знаю, Майя Санду что-то сказала, я не все расслышал, как говорил, но мы так и не очень поняли. Ну, хорошо, это тоже технический момент. А у вас готова была Зинаида Гречанна сесть за стол переговоров? Она, собственно говоря, была за столом переговоров в начале. Но уберем это в сторону. Далее. Значит, любой диалог предусматривает слушание друг друга. Да? И любой диалог предусматривает то, что сторона, которая напротив тебя, она прислушивается к твоим чаяниям, к твоим предложениям. Мы тоже не очень поняли, почему все-таки Блокакум до сих пор не ознакомился, как бы прошел день с нашими предложениями, и чуть-чуть не очень подготовленный пришел и не смог четко ответить на вопрос, рассматривают ли они возможность голосовать в том числе и за наш пакет, или вообще посмотреть, какие из законов и законопроектов, и предложений, которые мы предложили, может быть включен в наш общий эвентуальный пакет голосования. Я хочу еще раз подчеркнуть, партия социалистов, мы вы это тоже говорили, заняла первое место с 35 мандатами, и тот подход, которым
пришла в том числе и спрашивала, спрашивала блок АКУМ, не очень был понятен, в том числе не только для нас, но и для тех, кто смотрел, тот подход в том позиционировании, которое сначала заняли наши коллеги по парламенту. Но в любом случае, значит, завтра у нас республиканский совет. И для нас были принципиальные некоторые вещи понять, позиции блока АКУМ относительно тех вещей, которые предложили мы им. Потому что в диалоге, в переговорах, потому что как вы их ни называете, все равно диалог, не диалог, это все равно переговоры. Это начало переговоров. Да? В любой стране мира, в парламентских республиках, когда нет большинства, это нормально, когда даже враги или там, политические враги садятся за стол переговоров и смотрят, есть ли у них какие-то общие пункты, ну, в Израиле, да, в Израиле это постоянно, в Италии, это нормальное дело. Я не понимаю, почему при слове коалиция или альянс у блока АКУМ, ну, я не знаю, прямо так волосы дыбом становятся. Нет, я понимаю, почему. Потому что за последние 10 лет слово альянс дискредитировалось с последними днями. Как они в распонде. Ну да, это нам ответит. Теперь, мы задали несколько вопросов блоку АКУМ относительно нашего пакета закона. И самое главное, с чего мы начали, это, во-первых, как блок АКУМ видит дальнейшее развитие событий с точки зрения институционального работы парламента, каким образом блок АКУМ видит голосование и наших законов, и их законопроектов. Очевидно, что без рабочих органов парламента практически ни один закон нельзя голосовать. А дика фэр вотаря спикеру парламенту, либеролу и перманенту, шей комиссию. Конечно, okay. Конечно. Учитывая предложение блока АКУМ о том, что мы должны голосовать за спикера от блока АКУМ и потом голосовать за премьер-министра, мы хотели бы понять, где, какое место вообще в будущей формуле, да, что будет происходить, с партией социалистов, с каким месседжем мы, что мы скажем нашим избирателям, нашим партийцам, в том числе и завтра. Поэтому мы хотели спросить, готов ли блок АКУМ рассмотреть формирование так называемого парламентского большинства, потому что это есть юридический термин, без которого невозможно начать работу парламента. Это знает любой первокурсник юридического факультета государства. Очень коротко, вы услышали ответы на эти вопросы? Не совсем. Я надеюсь, что эти ответы будут рассматриваться у них на их заседаниях. Хотя, в принципе, они были более-менее категоричны, что нет. Ни большинства никакого, никаких коалиций, ничего они с нами рассматривать не хотят. Мы это отметили. Мы завтра эту позицию доведем до Республиканского совета. Второй вопрос. Мы спросили, что коротко, делаем дальше. Пожалуйста. Да, очень коротко. Что делаем, кроме после парламента? Что мы делаем со страной? Потому что люди нам дали мандат, наши голоса, не просто для того, чтобы... То есть 440 тысяч голосов за партию социалистов люди проголосовали не для того, чтобы мы пришли в парламент и голосовали 7 законов блока АКУМ. Они голосовали для того, чтобы мы проводили нашу программу в жизнь, находили формулы и моменты. И мы с первого дня сказали четко, что мы готовы общаться с блоком АКУМ. Только с блоком АКУМ. Ни разу, нигде мы не говорили про демократическую партию. И мы, я думаю, об этом еще будем говорить. Мы раза 4 или 5 сегодня сказали четко и открыто, что в повестке дня партии социалистов нету вопроса о коалиции с демократической партией. В повестке дня партии социалистов и мандат, который исполнительные и руководители партии социалистов дали тем, кто сегодня был переговорщиком, в первую очередь Ион Чебан и Влад Батрынча, это обсуждение с блоком АКУМ. Что мы можем сделать для того, чтобы деблокировать ситуацию и идти дальше? Потому что время идет, у нас есть 440 тысяч избирателей, которые ждут шагов от нас, у них есть сколько, 300 тысяч, да? 380. 380 тысяч, которые ждут шагов от них, и люди не понимают, что делать дальше и к чему все идет. Мы также не очень получили ответ, что будет дальше и каким образом, что мы расскажем нашим избирателям, когда они спросят, а почему вы должны голосовать за спикера и за правительство АКУМ, что вы будете делать, то есть какая роль отводятся социалисты. Просто статисты, которые поднимают руки, я думаю, ни один избиратель наш этого не поймет. Я уверяю, Саудович, парень, думаю, Сусар, я такому распомню слова часто. Че нацеленцелес, думаю, вастры, демпарты, человек? Я вам чекаться фил максимум исплечит аз, да?
Repet încă o dată. Noi avem programe diferite. Așa s-a întâmplat că în aceste condiții nici ei nu pot realiza programul lor, nici noi nu putem realiza programul nostru. Exact. Și programele sunt absolut diferite. Pentru ce să discutăm? Că, iată, care rost de insistat? Haideți să facem coaliție a două formațiuni absolut incompatibile. Noi nu putem să realizăm foarte multe lucruri din programul lor și categoric, eu sunt sigur, nu sunt de acord cu foarte multe lucruri care sunt în programul nostru. Pentru perioada de lungă durată, 2 ani, 3 ani, 4 ani, nu vedem noi cum putem să facem coaliție. Pe de altă parte, pe scurtă durată, iată, avem câteva lucruri comune. Haideți să ne concentrăm cum să le realizăm aceste lucruri. Este nevoie, pentru ce e nevoie de coaliție, de formalizare? În regulamentul nicăieri nu este scris că legile nu pot fi adaptate fără declararea majorității parlamentare. Domnul Susre, eu sunt de acord că chiar m-am consultat astăzi, nu trebuie de declarat niciun fel de majoritate, dar așa. E nevoie de votul majorității pentru speakerul parlamentului. Asta este primul. E nevoie de acest pas. E nevoie. Și acum vreau să întreb, eu am întrebat și pe doamna Sandu, știți, eu întotdeauna încerc să joc pe avocatul diavolului. Lăsăm la o parte ideologiile. Matematic vorbind, există Partidul Socialiștilor care a luat 35 de mandate, există Blocul Acum care a luat 26 de mandate. Vă pare totuși corect că Blocul Acum insistă și pe funcție de speaker și pe funcție de prim-ministru? Noi, iarăși, când noi vorbim despre aceste două funcții, noi intrăm în paradigma coaliției. Nu, eu înțeleg logica că acest guvern va fi foarte șubrit pentru că în fiecare zi poate fi. Care este scopul dialogului nostru? De aici noi pornim. Dacă dialogul este să facem coaliție, atunci putem discuta speakerul, prim-ministru, numai asta nu este cântecul nostru. Cântecul nostru este deoligarhizare. Și aici nu putem să mergem noi cu tradițiile, cu standardele tradiționale cu care noi am mers pe 27 de ani. Noi trebuie să mergem, să avem abordarea pragmatică. Pentru ce nouă ne trebuie speaker? Pentru a asigura realizarea agendei pe scurt timp. Votarea demisiilor, crearea comisiilor, anularea votului mixt, multe alte lucruri care noi putem să facem. Dar iată, ei vă spun, bine, noi suntem gata să le susținem pe toate în afară de lege Magnitsky, dar haideți cu speakerul nostru, Zinda Griceanu, ce le spuneți aici? Noi am spus și am argumentat de ce noi credem, și asta este logica, de ce noi credem că trebuie să fie speakerul. Nu ne ținem de această funcție, nu este de dragul funcției că noi niciodată n-am văzut fotoliul președintelui sau altceva. Am menționat că este funcția pentru perioada de scurtă durată. Dar sunt momentele ce țin de garanțiile. Cu părere de rău, în situația când încrederea este sub zero la ora actuală, noi trebuie să mergem etapizat. Noi nu putem sări să discutăm acum despre guvern, despre celelalte lucruri, până când n-am început toate aceste lucruri. Noi câțiva ani am fost pe baricadă. Noi am arătat, am demonstrat că noi luptăm cu regim. N-am văzut acest lucru din partea, eu nu vreau să spun din tot Partidul Socialiștilor. Eu cunosc câteva persoane acolo care, sincer, cred că este necesar de luptat, că oligarhia este mai mare pericol pentru noi. Dar poziția președintelui Dodon, în pofida promisiunilor lui, a fost una oportunistă toată această perioadă. În aceste, și mai ales, iarăși, noi așa și n-am auzit tranșant. Domnul Vartanean spune despre acest lucru că nu e în agenda lor coaliția cu Partidul Democrat, dar ei nu au făcut ca noi, tranșant, nicio șansă pentru coalizarea cu Partidul Democrat. Noi n-am auzit, apropo, nici azi acest lucru. Și în aceste condiții, când ei au marjă de manevre, când Igor Dodon a avut comportament oportunist și în orice moment cu speakerul lor ei pot să schimbe poziția și să facă coalizare cu Partidul Democrat, noi considerăm că moral, sub aspectul garanțiilor, este mai logic să fie speakerul din partea noastră. Asta nu înseamnă, dacă noi trecem prima etapă, dacă noi o să vedem că există dorința reală din partea socialiștilor, pot fi diferite variante, pot fi diferite schimbări. Noi o să examinăm după depășirea primei faze, după ce pornim la curățirea,
înainte de a discuta a doua fază, acolo sunt câteva opțiuni. A doua fază, asta e guvernul. Sunt câteva opțiuni, nu neapărat guvernul. Și iată, acolo noi putem discuta diferite lucruri, diferite scenarii. Dar, iarăși, funcțiile pentru noi e de scurtă durată. Nu avem nevoie de funcție, de dragul funcțiilor. Госпожа Мара, господин слушатель, проблема в том, что, собственно говоря, никакого доверия в том же плане нету и у социалистов, и у тех, кто голосовал за партию социалистов, и за Игоря Дадона по отношению к Лукаку. Потому что никто не понимает, чем они, как они говорят, чище, чем мы. Потому что когда они говорят «деолигархизаря», мы должны понимать, что олигархизировалась эта страна последние 10 лет. В том числе с участием 50-60% блока АКУ. Господин Мартан, давайте не будем наивными, а признаемся все-таки, поскольку нас люди смотрят, и люди эти 10 лет жили в стране, да. То, что стало происходить последние 3 года, хотя базы были положены намного раньше, но то, что стало происходить последние 3 года, и это показывают все индикаторы там, развития демократии, юстиции и так далее в стране, и то, как начали массово валить люди из страны, показывают, что то, что произошло последние 3 года, это... Понятно. Ну, то есть, мы можем сейчас начать про 2009 год и вообще про Первую мировую войну. Нам говорят про новый политический класс, я не понимаю, в каком, каким образом господин Нантой, который призывал голосовать за Филата в демократической партии, это новый политический класс. Или господин Реница, или многие люди, которые были, или господин Алайба, который был советником Филата на 5-м этаже гуверна, в то время, когда покупалась новая мебель в парламент, и он сейчас ходит с лавом, показывает, какая дорогая. А мне кажется, то, что вы делаете сейчас, вот переход на персонале, это вы показываете то, что нет никакой готовности к реальным переговорам. Вот в том-то и дело, что мы со следующего дня после выборов, мы показывали много раз готовность, и мы приходили, и наши лидеры приходят, и мы открыты, и мы говорим постоянно, что у нас единственная опция – это возможность договариваться, вести переговоры с АКУМ. Переговоры, потому что мы занимаемся политикой, мы не сейчас не на баррикадах. У меня к вам один вопрос. Системных решений. Вы сегодня действительно выглядели очень подготовленными. Здесь, ну, понятно, у вас есть опыт. Но я задаю вопрос такой, как человек, который опять же смотрит со стороны, который очень хочет, чтобы наша страна быстро вышла из состояния захваченности. Потому что именно поэтому люди уезжают из страны. То, как вели, я сейчас не говорю, что Блок Лаком вели хорошо переговоры, а вы вели плохо. Нет, я сейчас про вас говорю. Я внимательно следила и потом пересмотрела еще раз эти переговоры. Ваша позиция заключается в том, что вы готовы обсуждать что-либо с Блоком АКУМ только тогда, когда они вам дают гарантии о таком долгосрочном сотрудничестве по всем пунктам. И правительство, и там, спикер парламента, и законопроекты 300 штук. Когда всем очевидно, всем абсолютно, любому думающему человеку, что долгосрочного сотрудничества между вами просто не может быть. Почему? Ну, это понимаете, это даже было видно сегодня. Поэтому... Мы же даем возможность Майя Санду управлять всем правительством. Нет, в чем проблема? Нет, смотрите, ну, это очевидно. Хорошо, дослушайте меня так. Поймите, ну вот и все, с кем среди говорила. Среди этих 300 законопроектов, в том числе большое количество проектов решений по деолигархизации. Законопроекты вы можете проголосовать. Законопроект, я вас сейчас спрашиваю. То есть в случае, если у вас нет доверия, как вы говорите, да. И у них нет доверия, как они говорят, может быть, сначала попробовать сделать там маленький кусочек, посмотреть, сработались, не сработались. Сработались, отлично, можем идти дальше. Наталья, я хочу вам напомнить, что в 2013 году господин Филатов с господином Воронином тоже попробовали сделать маленький кусочек. Мы помним, чем это закончилось. Господин Фельдлад сегодня сидит в тюрьме. Да? Ну, это... Вот... Когда ну, тебя... проблема экзиста, ну, хартия со мной экзиста. Так экзиста воинца политика, ну, я не воя де хартия. Косту очистую хартию нам возут. И есть воинца политика, но и путем самежи. Проблема Филату, ла Филатера, ну, ин факту, ка и но семнат не миг. Так, а он момент дат, я пур симплу сауприт, ши ну май мерс, дак еу яра май хоторит, ши фэры хартия, у луна, до утрей, яра по себе уди факут де олигархизаре. Ну, а ич проблема де формализаре, сейчас прогреваться. Я понял. Наталья, можно вопрос? Да. Вот скажите, пожалуйста. Вот, хотя вопрос мы, здесь я задаваю. Я понял. Короткий риторический вопрос, может, господин слушатель дополнит. Вот мы идем на войну против системы, против Плохотнюка, против всего. Мы даем все примеры спикера. Да, начинается большая война. С чем остается партия социалистов? Вот
Вот что мы будем? Мы что, просто будем сидеть смотреть, как Майя Санду с Анастасией? Ну, а хорошо, что вот мое мнение. Вот я понимаю, что мы скажем хорошо, моим, нашим избирателям? Кари скопу. Тот уж свою олеческую функцию, или? Сам тот уж с инчерком с реализуем. Скопу, чтобы мы могли реализовать наши предвыборные обещания. Домнле Вартанян. Домнле Вартанян. Мой путем, если у нас есть баланс. Еу кредка. Dacă este vorba despre o conlucrare, această deconjunctură pe perioadă scurtă de timp, nici dumneavoastră n-aveți nicio șansă să realizați tot programul pe care l-ați promis. Pentru că pentru asta ai nevoie cel puțin de 4 ani, guvern stabil și așa mai departe. De ce? Este ce ați putea spune electoratul dumneavoastră și dumneavoastră electoratul dumneavoastră? Vă uitați la sondajele opiniei publice. Pentru majoritatea moldovenilor, una dintre principalele probleme pe locul 2 sau 3 e corupția. Și asta deja câțiva ani la rând. Perfect. Corupția. Injustiția, lipsă de dreptate. Vă uitați și la dumneavoastră. Și salarii și pensii. Eu înțeleg, asta este o problemă sistemică. Salariile nu le rezolv în 3 luni dacă nu rezolv problema cu stat captiv, injustiție și așa mai departe. Pentru că de acolo totul vine. Dar și cu economie, cu economie, investițiile se dezvoltă. Economie și investiții se dezvoltă atunci când există stat de drept. De ce uitați-vă? Ce ați putea spune? Dumneavoastră spuneți, bine, nu vă plac 7 legi de la noastră, dar noi insistăm pe 3. Dumneavoastră spuneți, bine, din 300 noi insistăm pe 7. Da. Vă așezați. Trebuie să fie din același domeniu. Vă uitați dacă ei, ca să nu fie nevoie de avizul guvernului pentru asta, pentru că e imposibil, deocamdată n-aveți guvern. Începeți în acest drum. Cu sistemul mix e voie de aviz guvernul. Nu știu, apropo... Pentru cheltuieri. Apropo... Care sunt cheltuieri? Nu știu, noi schimbăm codul electoral. Doamna Sandu a spus că nu e nevoie... Dumneavoastră spuneți că nu e nevoie. Că nu știe, că va verifica. Eu zic că asta urmează să discutați cu juriștii, așa va fi corect. Dar atunci când există înțelegere că noi avem o problemă majoră, știți cum? Când casa arde, nimeni nu se gândește la parfum. Părerea mea că inclusiv, nu știu, acolo și legea Magnitsky și ce acolo aveți cu capitalul matern, acum la ora actuală, acum, în contextul a următoarelor 2-3 luni, asta este parfum. Dar casa arde asta, sistemul care nu ne permis să avem legeri libere și corecte, CECL, procuratura, SIS-ul și așa mai departe. Vedeți ce coincide, inclusiv din ceea ce ați încercat să votați în Parlament timp de 4 ani. Ați înaintat, dar niciodată n-ați făcut. Это предложили. Мы не предложили наши проекты законов, и мы спросили, вы готовы их рассмотреть? Да раз пропус, да ку май мультикисти, ку три... Антикоррупция, еще... Что такое рассмотреть и изучить? Это мы рассматриваем, изучаем, смотрим. Ага, это нам не очень подходит. Мы приходим, говорим, что нам это не подходит. Давайте подумаем, как это изменить. Но не говорим, что нет, мы это не готовы. У нас есть наши 7. Хотите? Да, не хотите. Ну, значит, вы хотите идти с Плохотнюком. Bine, haideți o întrebare pentru ambii. Sunteți gata împreună să votați, nu știu, declarația împotriva oligarhizării statului de către Vlad Plahotniuc? Declarația care partea socialistă sunteți gata să votați acum? Asta a fost acum câțiva ani. Acum, sunteți gata să votați? Eu în cadrul discuțiilor am spus că noi, mai mult ca atât, noi suntem gata să luăm ca bază. Cum sunt câteva momente principiale în declarația noastră, dar ca bază suntem gata să votăm textul propus în 2016 de către Partidul Socialiștilor și să începem de oligarhizarea de o această declarație foarte, foarte importantă. Dar că este aici un moment și aici mi se pare că socialiștii nu sunt sinceri până la capăt. La final eu am pus întrebarea către domnul Ciban și către domnul Bătrâncea. Din discuțiile noi am înțeles că dacă nu va fi dialogul cu blocul acum, cel mai probabil sunt alegerile anticipate în ordine de zi pentru dânșii. Și atunci întrebarea mea... Care sunt alternative? Alte alternative? Nu sunt alternative. Eu nu de asta am dacă vrut... Dacă nu înțelegem, ce facem? Standard, nu de asta am vrut să da, da, da. Am vrut să spun că în condițiile, dacă voi ați decis deja,
Presupunem că noi n-am găsit limba comună. Nimeni n-a decis. Nu. Voi o să decideți despre alegerile anticipate, că voi mergeți la alegerile anticipate. Cine a spus? Nu, de exemplu, voi iată aveți două soluții. Presupunem că nu putem găsi limba comună între noi. Și? Nu putem. Și rămâne varianta alegerilor anticipate. Alegerile anticipate pot să producă, dacă Parlamentul nu este funcțional, tocmai la sfârșitul iunie. Iată, toată această perioadă, în așteptarea alegerilor anticipate, de ce noi nu putem să ne ocupăm cu deoligarhizare? Da, noi nu am găsit limbă comună cu coaliția pentru 3-4 ani. Ei nu susțin guvernul minoritar. Dar în aceste condiții, două luni, noi suntem plătiți de contribuabili. Decât să stăm și să scuipăm în pot, de ce noi nu putem să alegem organele de lucru și până la nu putem deoligarhiza la 100% așa cum vrem noi? Dar perioada asta, până la sfârșitul iunie, de ce noi nu putem măcar la 50% să aprobăm legile care nu necesită... Și dacă ei spun, da, noi suntem gata, dar cu speakerul nostru? Nu. Asta condiția noastră... Da, în două luni, care Александр, importanță... Дайте мне простой вопрос. Почему партия, набравшая третье место по мандатам, ставит кондиции партии, набравшей первое место? Где в мире есть такой прецедент? Ну скажите мне хотя бы один прецедент в парламентской республике, где... Это мы не делаем коалицию. De atâta că noi facem deoligarhizare. Și aici eu am o întrebare. Alte reguli. Alexandru, noi avem foarte multe discuții. Noi tot așa facem deoligarhizare. Haideți să facem. Haideți să facem. Но почему мы должны это делать на ваших условиях, когда вы набрали на 100 тысяч голосов меньше, чем мы? Объясните, аллигатории востри. Почему? Что делает вас особенными? Я вам спус отчет лукру. Dacă noi începem deoligarhizarea, noi nu avem garanții. Voi tot timpul aveți marjă de manevră. Nu voi avem puteți, marjă de manevră. Aveți această marjă. În orice clipă, dacă este speakerul vostru, peste două zile să schimbați situația, voi l-ați ales pe reprezentantul Partidului Democrat, prim-ministru și gata. Dacă voi aveți speakerul vostru, din păcate avem Partidul Democrat. Niciodată n-a să facem. Și aici o întrebare. Și europeiski cinovnici săbirale europeni. Domnule Vartanian, și acum vă întreb, pentru că iată, ei spun tranșat că niciodată nu vă face o coaliție Natalia. Cu epidemia. Vă întreb, dumneavoastră personal, garantați că nu veți vota eventual pentru împreună cu democrați, pentru speakerul parlamentului și pe urmă dacă ei votează pentru Doamna Greceanu? Я могу персонал здесь говорить все, что хочу, но без решения республиканского совета партии это проблема. Асты ну и проблема. Împreună cu ei, cu guvernul. Deci, dumneavoastră, veți vota? Veți vota cu Partidul Democrat aceste lucruri? Fără formare coaliției formale. Я могу персонально здесь что хотите говорить. Вы знаете, сколько раз я протестовал против демократической партии. Господин Вартанян, секундочку. Вы депутат, избранный да. народом. Да. Вы избраны не как там... Вы депутат, конкретно, один из 101. Вы, человек, который говорили во время предвыборной кампании про олигархов, про проблемы с правовым государством, я лично видела это да, от вас. Да. Вы готовы будете, если вам партия скажет, проголосовать с Владом Плохотником, допустим, сначала за Зелену Гречану, спикера, а потом за кандидата Демпартии на премьера? Вы, Наталья, вы лично готовы а будете? Майя Санду спросили, она готова извиниться за то, что она была готова стать премьер-министром при Владе Филате и Владе Плохотнике? Нет, вы просили, вот без обид. Вот в том-то и дело, что вы говорите о пресупунере, а мы говорим о фактах. Господин Вартанян, секундочку. Да. Пожалуйста, у нас очень мало времени, мне очень это важно факт. От вас услышать. Я с госпожой Санду говорила об этом то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году. И что, она извинилась перед людьми, что она была в этом моменте? Это уже история. Я тоже вас могу спросить, а вы готовы извиниться, как представитель партии социалистов, что когда 4 года назад или, нет, больше уже. Господин Дадон, госпожа Гречанна и госпожа Абрамчук, если не ошибаюсь, втроем проголосовали за Николая Тимофти, что позволило что потом... Позволило, извините, сохранить последний альянс в последней стадии, который потом... Кто вам сказал, что это позволило? Послушайте, были бы досрочные выборы. Были бы досрочные выборы. Да, потому что это была бы уже третья попытка. Но это история, давайте оставляем. Я вас очень прошу, у нас нет времени, но навим тимп, я врел нудис при истории. Я врел нудис при истории, дар дис при витор. Витор импортант. Тот уж, домля Вартанян, до меня вастра, адмитит способилитати он и вот комуну, приуна к эпидемии, фэра формаря коалиции, пентру куспунецк, а часто нарекум Софии, им приуна к эпидемии, пентру спикерши преминистру. Наталья, у нас в партии принимаются решения республиканским советом, и мы все подчиняемся этому решению. Мы серьезнейшая партия.
за которой стоит 440 тысяч избирателей. То есть готовы, если партия решит, проголосовать? Я не сказал далее, я сказал, что у нас решения принимаются после обсуждений в рамках Республиканского совета. Я не могу сейчас лично что-то говорить от имени партии, потому что я являюсь членом фракции. А что вы скажете своим избирателям, потому что у вас в предвыборной программе было написано, вот здесь капитул, олигархи, олигархизари. Что вы скажете? А что мы скажем нашим избирателям, когда мы проголосуем за Андрея Настаси и Майю Санду, которые, придя и на встречу с Игорем Дадоном, не поздоровались с ним. Я, внимание, за которого проголосовали 830 тысяч человек. Что подумали 830 тысяч человек, когда человек приходит и не протягивает руку президенту страны? Вот понимаете? Секунду. Я, госпожа Санду, если вы были внимательны, об этом спросила. Я тоже считаю, что и существует политическая культура. Но, секундочку, если потом осенью окажется, что вы с демократами формируете правительство, секундочку, правительство спикера, то есть все вместе с ними делаете. Да. И потом вы будете рассказывать, вы знаете, мы это сделали, потому что Майя Санду не пожала руку Игорю Дадону. Вот вы будете меня смешно. Клеймить. Вы будете вырезать этот видео, как вы обычно делаете, и ставите, будете ставить мне в течение трех лет. Хорошо. Господин Вартанян, сейчас есть проблема с тем, что у нас государственные органы находятся в захваченном состоянии? Что блок АКУМ скажет своим избирателям, если мы пойдем на досрочные? Все-таки мы с ними не сможем договориться, они скажут, что не надо. Мы окажемся на досрочных выборах. И что они спросят? Они не пошли в коалицию с демократами. Почему вы не попробовали с ними? Где бином? Что происходило? Они целый год говорили про бином. Мы идем на досрочные выборы, бинома нету. Что они скажут своим избирателям? Вот что они скажут? С чем они пойдут на досрочные выборы? Их предвыборная кампания была Я вам скажу, когда социалисты решили 12 апреля смягу выборы антиципати, и они ожидали до 21 июня к парламенту Софии не функционал, не факут нимик, а примет саларили, деши мы сентем в сервичу читаценево, и на честь 2 луни, жуматати, era posibil, с фачем макар чего, пентру акурации системы, удар сучалищи, а ваш депутат дезауара парламенту, еще умерс в аледжерле античипати, экзакт пи систему микс дорит диплохотнюк, кари пынала урма, есть иночив inclusiv pentru Partidul Socialiștilor. Și acest lucru este recunoscut și a recunoscut Igor Dodon. El când a început discuția cu noi, 2 săptămâni în urmă, a spus 2 lucruri importante. Că în societate este frică. Cu asta el a început discuția. Cine a adus această frică? Partidul Democrat. Că sistemul mixt nu este bun și el e gata să promulge legea dacă noi anulăm acest sistem mixt. Și dacă Partidul Socialiștilor merge la alegeri anticipate pe acest sistem, fără a întreprinde măcar eforturi minimale a anula acest sistem, a demite, a reduce resursul administrativ, iată asta fie mesajul nostru pentru alegătorii noștri și alegătorii voștri. Маленький ефорт. Вы готовы начать маленький ефорт с обсуждения нашего спикера, и мы начинаем обсуждать дальше, как мы двигаемся дальше. Быстро. Ну, я вам responsable о частом. Не готовы. Noi suntem gata să discutăm agenda, votările la mai multor legi și dacă noi depășim prima etapă, mai departe sunt câteva opțiuni. Domnilor, noi deja am depășit timpul emisiunii noastre, din păcate timpul ne presează, deja de mult ne-a presat, noi nu observăm acest lucru. O scurtă întrebare către dumneavoastră, domnul Vartanian, totuși, щоб я поняла окончательно, в случае, если партия решит на Республиканском совете завтра, через неделю, месяц, что все-таки, чтобы спасти страну от досрочных выборов, имеет смысл совместно проголосовать демпартии? Вы лично такой опции нету. Сегодня же несколько раз сказали, такой опции и повестки дня в партии социалистов нету. Единственная опция сегодня у партии социалистов – это вести переговоры или обсуждение с блоком АКУМ. Это сегодня. А если завтра опция появится, вы готовы будете проголосовать? Завтра может опция появиться и у блока АКУМ. Ну, cu Partidul Democrat nu s-a pare niciodată. Eu mulțumesc foarte mult, domnule Slusăr, domnule Vartanian. Sper că telespectatorii noștri au înțeles, dar e clar că noi vom continua să dezbatem acest subiect. Doar pe scurt, 3 secunde. Cum credeți, va mai avea loc vreo întrevedere între cei din blocul acum și PSRM? Scurt. Da. Noi suntem deschiși pentru a discuta, pentru a aborda, a dezbate agenda антиолигархика. Норч клипа. Я сперка, да. Я думаю, что так должна вестись политика в любой цивилизованной стране. Даже соперники должны понимать, что сегодня есть единственный шанс, чтобы избавить страну и освободить ее от политического влияния одного человека. Я вам очень спасибо за эту часть дискуссии. Я рано не видел лунь, лора доузичун трезич, но ротас штирили ку коллегами антиологонца. Что вы дорезку на оптибуны, что уикенд фрумос.